balcon și vorbește despre păcatul filoneichiei, al contestării, un duh al contestării care o otrăvește, micșorează, rătăcește mințile și faptele noastre. Avem nevoie și de o doctrină în care patriotismul să nu se amestece cu xenofobia și cu naționalismul fudul. Naționalismul plin de lacrimi al mâncătorilor de sarmale și de ciuici, care la un chef bun simt că patria crește în ei vertiginos.